Iubitorii olteni de fotografie au posibilitatea ca în perioada următoare să vizualizeze fotografii inedite realizate de o tânără ucrainiancă după ce au putut admira frumusețile Chinei sau ale lumii subacvatice realizate de un israelian de origine română. Expoziția se înscrie în cadrul Festivalului Internațional de Fotografie și reprezintă adevărate crâmpeie citadine din țara vecină și prietenă, Ucraina. Avem o expoziție nouă de fotografie, o expoziție mai deosebită decât suntem obișnuiți. Până acum am avut fotografii așa mai frumoase, mai așezate. Acum este vorba despre o fotografie de stradă dusă în zona artisticului. Tânăra artistă Petrina Dmitri este președinta Organizației Fotografice Regionale din Ucraina. Până acum, lucrările sale, care abordează o tematică mai puțin îmbrățișată de artiștii fotografi, au participat la peste 20 de expoziții de grup în Ucraina, Polonia, Olanda și Germania. Abordează mai multe genuri de fotografie, niște genuri mai puțin cunoscute și mai puțin gustate, ca să spun așa, în România. Mă impresionează fotografiile în care personajele par că își retrăiesc viața și sunt câteva. Mă interesează câteva fotografii și îmi plac câteva fotografii în care autoarea a surprins, cum să spun, o anumită perspectivă asupra vieții. Expoziția inaugurată la Centrul Cultural Eugen Ionescu va fi deschisă până pe 21 februarie. Intrarea este liberă pentru toți iubitorii artei fotografice.